Mi-am dorit să vin mai aproape de casă, iar când am primit oferta de la domnul Zăvăleanu, a fost corect cu mine în primul rând. Mi-a spus că mă dorește la Dinamo. Dinamo este un brand important pentru România. V-am spus, am început fotbalul la Dinamo și mi-am dorit să joc pentru Dinamo, chiar dacă am făcut un pas spre Steaua. Dar situația la Dinamo este grea și îmi doresc să ajut, îmi doresc să ne salvăm de la retrogradare fără baraj, în momentul de față, fiindcă avem speranță. Puncte pe teren, în primul rând cu echipa, fiindcă astea sunt importante, iar din vară sperăm să facem mândri suporteri, fiindcă avem o masă importantă în spatele nostru și nu dorim să mai dezamăgim. În primul rând vrem să aducem Dinamo unde este loc, în primele 6 echipe în play-off cel puțin. Am avut plăcerea să lucrez cu mulți antrenori care au fost jucători importanți în România. Am lucrat cu domnul Hagi, cu dânsul, am învățat cum să rezist la presiune, asta a fost cea mai importantă calitate pe care am acumulat-o acolo. Am întâlnit multe persoane, încerc să fur de la fiecare câte ceva, ce este mai bun și mai departe să fim sănătoși. Singurul care m-a ajutat a fost la Chiajna, domnul Cristian Tănase, președintele, care mi-a fost ca un tată și m-a îndrumat de fiecare dată, m-a acceptat când am jucat prost, când am jucat bine, m-a lăudat. Dar, în plan secundar, cei din familie m-au ajutat foarte mult, am un în care este foarte mare dinamovist, iar el m-a ajutat de când am fost copil. Părinții mei au fost foarte, foarte bogați, el a avut o stare mai bună financiară și el mi-a plătit tot ce a trebuit de când am venit la București până la primul contract. Da, asta cu fundaș dreapta m-a urmărit cam toată cariera. Am jucat fundaș dreapta pe la toate echipele pe unde am fost. Nu neapărat este postul meu principal, fiindcă nu-l iubesc așa de mult, dar în momentul de față la Dinamo este nevoie să juc acolo. Vreau să fac treaba cât mai bine, să acumulăm puncte și din vară, dacă va fi nevoie tot să joc fundaș dreapta, nu este nicio problemă. Eu joc pentru echipă, sunt un om de echipă și vreau binele echipei. Sincer să fiu, aș vrea să joc la o echipă de ultim loc din Premier League, fiindcă acolo înveți fotbal, este un fotbal puternic, un fotbal frumos, cred că este cel mai greu fotbal din lume și să ajungi acolo și la ultima clasată este ceva foarte, foarte bine. Am plecat dintr-o situație grea la media și unde n-am crezut că se va întâmpla chestia asta. Am primit oferta la Dinamo și am venit pentru Dinamo și pentru că este într-un moment greu și eu cred că pot ajuta cu calitățile mele ca obiectivul de salvare de la trădare, chiar și prin baraj, să fie realizabil. Da, eu chiar cred în chestia asta, nu doar prin că am câștigat ultimul meci, fiindcă acesta ne-a dat puțin moral. Avem nevoie de puncte, jucăm cu două echipe care sunt deasupra noastră, locurile importante, să spun așa, sunt niște derbiuri, sunt meciuri de 6 puncte, iar dacă vom câștiga cu Craiova, vom avea finala cu Mioveni, fiindcă după aceea va veni media și Clinceni, unde trebuie să câștigăm obligator, nu există să ne încurcăm, dar aceste două meciuri le luăm treptat, cel cu Craiova sperăm să câștigăm, fiindcă dacă vom câștiga cu Craiova, meciul cu Mioveni, nu știu, va fi ca și cum a jucat pentru cupele europene. Împreună vom salva Dinamo.